În Liga a 4-a de fotbal Hunedoara s-au disputat meciurile etapei a 13-a sezonului regular, penultima care se dispută în acest an. Partidele au fost palpitante în contextul luptei pentru ocuparea uneia dintre primele patru poziții. Formațiile calificate în Final Four după cele 18 runde ale sezonului regular, urmând a lupta pentru câștigarea campionatului și implicit accederea în barajul de promovare în Liga a 3-a, rezultatele înregistrate fiind următoarele. Interpetrile a retezatul Hațeg 1-3, Șoimul Băița Gloria Giurgiu 3-2, CSM Vulcan CSM 2 Deva 6-1, Victoria Călan Minerul Uricani 2-0, CS2 Hunedoara Dacia Orăștie 1-3. Pe primele două locuri, cu 28 de puncte, diferența fiind făcută de golaveraj, sunt Vulcanul și Hațegul, ambele cu 28 de puncte, podiumul fiind completat de Petrila cu 26. Urmează Giurgiu și Băița cu 25, iar pe locul 6, la 4 puncte de Final Four, este Călanul, iar lupta se anunță încinsă. În continuare sunt clasate Orăștie cu 14 puncte, Hunedoara cu 10, Deva cu 7 și Uricani cu 3. După o nouă etapă disputată în cadrul campionatului Ligii a 4-a, duminică, se mențin în cursă 6 echipe pentru a prinde un loc în Final Four. Ne vedem ajuns la ultima etapă programată pentru anul acesta, etapa numărul 14, pe care o vom desfășura sâmbătă. Iar după sâmbătă, jucătorii vor intra într-o binemeritată pauză, iar bineînțeles, reprezentanții echipelor vor căuta în următoarea perioadă să facă transferuri, astfel încât în partea a doua a competiției să aibă o performanță mult mai bună. Așadar, sâmbătă 4 decembrie se va disputa etapa a 14-a, ultima care se joacă în acest an, uvertura rundei fiind partida dintre Hunedoara și Vulcan, care va începe la ora 11. De la ora 13 se vor juca alte 3 meciuri, respectiv Giurgiu Petrila, Deva Băița și Hațeg Călan, prologul fiind partida Orăștii Uricani, care va începe la ora 14.